Aurelian Temișan, operat de urgență. Artistul a trecut azi dimineață printr-o intervenție chirurgicală după ce a fost diagnosticat cu o boală care îi dădea mari bătăi de cap. Însă cu detalii vine colegul meu de la spainews.ro, Radu Munteanu. Radu, bun găsit! Ce ați mai aflat? Ce se întâmplă cu Aurelian? Bun găsit, Aurelian Temișan a fost operat astăzi de o dublă hernie inghinală. Mai exact, el a avut probleme în zona respectivă și cu toate acestea a întârziat, unii ar spune chiar foarte mult, această intervenție medicală. Această intervenție medicală nu este de fapt una foarte, foarte complexă, nu este una foarte dificilă, dar evident comportă niște riscuri, pentru că recuperarea medicală de după este de lungă durată, mai ales că el, firesc sportivă, de altfel face parte și din naționala de fotbal a artiștilor, el este obișnuit să facă foarte mult efort, iar acest lucru este total interzis pentru următoarele câteva luni. Radu, mulțumim pentru aceste informații.